Da, acestea am vrut să vă spun eu, au fost o serie de sfaturi spuse din inimă, cu sinceritate. Am vrut să fie neviciate pentru voi, să fie un fel de ghid al învingătorului în lupta cu acest nemernic de virus. Dacă aveți neclarități sau ceva, puteți să mai ascultați încă o dată, poate unele noțiuni sunt ambigue sau, nu știu, pot avea diferite sensuri. Dar pentru alte probleme, oricând, pentru recomandări, pentru nelămuriri, vă stau la dispoziție cu mare drag. Trăznească-te Dumnezeu, mă, Ganeșu, dar tu nu vezi că vorbesc cu oamenii ăștia? E de unde să-ți dai eu ție acum hârtie igienică? Nu știu, nu știu. Dă niște fildeș sau dă-ți chifteluțele alea cuiva să-ți dea. Te uiți așa holbat la mine. Mă deranjează, mă, că poate îți dau două, trei scatoace peste trompeta aia de unde te vezi. Uite la el, mă. Îmi cer scuze, că mi-am ieșit puțin din pepeni. Nu știu dacă ne vom vedea acum în weekend, pentru că aș intenționa să fac niște băi de mulțime. Poate o discotecă, două, vedem un club, ceva. Păi, dar nici nu vreau să mă gândesc acum că mă osez eu cu combinezonul ăla de protecție, cum o să, așa, cum verde camelon, cum e el așa în lumina stroboscoapelor, cum, și cu haosul pe lângă, cum o să audă. Păi, dar ta, cum îți ochipești de obicei? Păi, dar în costumele alea de protecție, păi o să fie fetele, o să sfâșie, mă, combinezoanele alea, numai ca să mă lase. Să le las să-mi șteargă așa vizorii, să-mi șteargă cu dezinfectant sau ceva de fâsie. Hai de cap meu, nici... O să vă zic eu mai încolo, mai mult despre chestiile astea, că e prea din vreme. Oricum, vă las, vă pup și ne vedem. Pa, pa!